Vă salut, prieten, bine v-am regăsit. E pe umbră, pe palmieri, pe așteptare. Mai sunt câteva zile și vom ști și câștigătorul Survivor 2022. Vorbim despre fotbal pentru că, na, chiar dacă destinația, locația ne obligă, trebuie să mai comentăm un pic și de fotbal și vom vorbi despre mutările care au apărut și vor apărea de acum înainte la Rapid. Și despre alte lucruri strict fotbalistice, dacă ne va permite timpul. Dacă nu, terminăm cu Rapidul sau începem cu Rapidul, pentru că Rapidul intră într-o nouă eră și cred că poate deveni unul dintre cei mai importanți acționari, patroni din fotbalul românesc din ultimii, de după Revoluție, domnul Șucu. Un afacerist de succes, un om care a ajuns la o vârstă respectabilă, nu prea s-a vorbit de rău despre dânsul, a stat departe de zvonuri, de cancanuri, de scandaluri. Debutează la Rapid destul de agresiv la nivel declarativ. Am văzut că vorbește despre patronul de la CFR Cluj, vorbește un pic despre Gheorghe Hagi, anunță că în următorii 3 ani Rapidul va câștiga campionatul pentru că va avea buget să câștige campionatul. Cred că din momentul de față, odată cu intrarea în acționariatul echipei, Rapidul dă o mare lovitură și de imagine, dă o lovitură financiară, la nivel de buget, la nivelul bugetului, pentru că este un om cu multe sute de milioane de euro și un om care, din spusele celor care au făcut afaceri cu el, celor care îl cunosc, este un om care rar a dat greș. Bine, până la urmă, business-ul nu are prea multe în comun cu fotbalul, pentru că, da, probabil se gândește și fotbalul să fie un business, dar cu totul și cu totul alte coordonate, că este un domeniu nou pe care nu cred că-l stăpânește și vor apărea o grămadă de sfătuitori, de atot știutori, de cunoscători. Nu știu cum nu i-a propus deja și oracolul de la Bălăcești, că tot spunea după declarația domnului Șucu, în care spune că nu-l cunoaște pe patronul de la CFR Cluj și se învârte de zeci de ani în mediul de afaceri din România și nu-l știe, nu știe ce afacere are patronul de la CFR. Comentează, patronul de la CFR îi răspunde, șmecherește, cum spune domnul Dragomir, și îi spune că poate cunoaște soția domnului Șucu, că va cumpăra mobilă de la ea sau nu știu ce a făcut, și bineînțeles că oracolul de la Bălăcești apreciază răspunsul șmecheresc și îl sfătuiește să stea pe burtă, să nu facă valuri, să meargă încet, adică știți ceea ce s-a întâmplat în fotbalul românesc în ultimii mulți ani de după Revoluție și încă avem de tras din punct de vedere al calității umane, dacă vreți, a calității fotbalistice, al celor care au promovat în continuare șpaga, nepotismele și pupincurismul, pentru că asta au făcut. Și atunci, da, și ce au știut cel mai bine să aducă în discuție, sau foarte bine, moștenirea pe care au avut-o și ceea ce au făcut ei în fotbalul românesc, că zici că oracolul de la Bălăcești a făcut sediul ligii pe banii lui și așa mai departe, contractele alea TV tot le-a făcut, că sunt curios dacă știe să zică bonjour în engleză, n-am auzit până acum să vorbească vreo limbă străină, dar na, e de apreciat că a reușit, stând pe burtă, ne făcând valuri, că apreciază încă șmecheria, fie ea și de prost gust de cele mai multe ori.
dar o apreciază, o apreciază, dă și sfaturi, e și parior acum, adică, bă, să vede că omul e, e ce să mai, e meseriaș, le știe pe toate. Bine că nu mai e la ligă. Am văzut și reacția, că sărim de la, de la discuția cu domnul Șucu la declarațiile oracolului de la Bălăcești, și am văzut și declarația care o face la adresa lui Gino Iorgulescu, a problemelor familiare care le are și așa mai departe, tot șmecherească și declarația, da, e normal, 15.000-20.000 pe lună, bă, nu ia multă lume și chiar trebuie să faci multe lucruri pentru banii ăștia. Și e normal să fie supărat că i-a scăpat Ciolanu de vreo 4, 5, 6, 7 ani, i-a scăpat halca de carne și Ciolanu din fasole. Dar n-a fost rău. A, să mai mănânce și alții, că n-a, n-a mâncat orez nici oracolul. A mâncat icre de Manciuria cu pâinică prăjită și cu seu de vită, că n-avea bani de un prezident. Așa că, da, e normal să-l doară la portofel, în primul rând, nu la pălărie, cum ne spune tot timpul. Referitor la cloaca în care s-a băgat domnul Șucu, bine că a ales Rapidul, eu nu înțeleg. Am tot stat și m-am gândit, chiar am avut timp să, să mă gândesc, că am zburat destul cu avionul și a fost plictiseală mare până să ajung aici. O să schimb un pic camera când, când hai că nu trece lumea pe aici, ca să vedeți ce peisaj, de-aia sunt și inspirat. Uitați ce peisaj nasol. Și am stat și m-am gândit, bă, ce i-a trebuit omului ăstuia sau omului acesta să intre în fotbal? Bă, de publicitate, adică ce credeți, că va vinde mai multă mobilă acum dacă va scrie Mob Expert peste tot prin Giulești sau pe tricoule jucătorilor, sau va spune toată lumea Dan Șucu de la Mob Expert sau de la Imperiul Leilor sau nu știu de unde? Adică afacerile cred că îi vor funcționa cam la fel, că va auzi mai multă lume de Dan Șucu. Păi da, dar știa lumea în mediul de afaceri, știa toată lumea cine este Dan Șucu, adică nu are nevoie, spre deosebire de marea majoritate care la un moment dat au intrat în fotbal, care în momentul intrării niciunul nu cred că avea afaceri la nivelul domnului Șucu, au intrat pentru notorietate, publicitate, să-și facă relații, să-i cunoască Consiliul Județean, primarul, primăria, să mai ia niște contracte cu statul, să mai facă niște una alta. Bă, omul ăsta, nu știu, cred că peste 60 de ani, nu? Sau în jur de 60 de ani, uite, asta chiar nu știu. Multimilionar în euro, un om liniștit, educat, nu-l cunosc personal, dar toată lumea vorbește frumos. Și atunci te întreb, bă, ce, bă, ce a fost în capul acestui om? Dragostea pentru Rapid, poate, dar nu a, nu știu, adică eu nu, nu-l știu de niciodată, de nici când, pe domnul Șucu, fiind un suporter sau un susținător al Rapidului. Că dacă era susținător, poate venea cu Copo sponsor, cum a venit domnul Valvis de la Dorna și câți au mai fost pe acolo, poate încerca să preia singur Rapidul la un moment dat. Poate, adică nu cred că e o dragoste de asta de când lumea. Am înțeles că am mai încercat să cumpere să, pachetul majoritar de acțiuni și pe la Farul Constanța, de aia se și speculează că a vorbit de Hagi acum. Că nu văd, bă, bine că a ales Rapidul, pentru că, bine, fiind un afacerist de succes, a știut ce să aleagă, pentru că brandul este, stadion nou este, masă mare de suporteri, fără discuții, o echipă care noi ei de la retrogradare sau vai mama ei, o echipă care a terminat în primele 8, 9, 10 chiar, dar a terminat campionatul, vreau să spun de fapt că a terminat fără probleme la zona retrogradării. O echipă care nu trebuie să investească nici în transferuri foarte, foarte mult, pentru că cu 5-6 jucători, 7 de calitate medie spre bună, Rapidul poate prinde primele 6 locuri anul viitor, care cred că ăsta va fi și obiectivul. Nu va mai merge vrăjeala aia cu, domne, noi ne mulțumim să nu retrogradăm că suntem nou promovată, domne,
prindem primele 6 și cred că dacă Rapidul termină locul 3-4, se pot declara mulțumiți. Anul trecut am spus locurile între 6 și 10 mi-a ieșit. Acum, după venirea domnului Șucu, spun că ar trebui să fie din start primele 6 locuri, dar întâi trebuie să vedem transferurile, că nu joacă domnul Șucu sau milioanele dânsului. De-aia spun că nu înțeleg motivul pentru care a ales Rapidul, decât, nu știu, o apropiere față de fostul susținător și finanțator numărul 1 al echipei. Restul nu-mi dau seama, poate îi leagă o relație de prietenie, de business, de... Nu știu, nu înțeleg, a cumpărat vreo 3 baze sportive care mai fac și alea vreo 10 milioane de euro. Bănuiesc că alea sunt cumpărate pe persoană fizică, nu pe club sau pe vreo firmă, dar domniei sale sau pe persoană fizică și vine cu participațiune în asociere sau cum să o numi, sau le dă celor de la Rapid drept de folosință pentru centru de copii și juniori, pentru bazele sportive respective, și asta nu poate decât să facă din Rapid o echipă și mai pretențioasă, că toată lumea zice, păi stai domnule, ai centru de copii și juniori, înseamnă că trebuie să începi să crești, să investești și acolo, ai echipă de seniori, ai stadion nou, adică să schimbă mult lucrurile. Bă, bine că a venit, un astfel de om trebuie apreciat, trebuie lăsat în pace, nu... Bine, probabil aici a greșit și dânsul puțin sau nu s-a exprimat fericit și ziarele atât așteptau, cei care scriu la ziare să titreze sau la emisiune de sport, a greșit un pic exprimarea, dar un astfel de om nu e nevoie să-i răspunzi șmecherește, nu e nevoie să-l iei la mișto, nu e nevoie să... Un astfel de om, indiferent la ce echipă se duce, ceilalți implicați trebuie să aibă grijă să-l păstreze, cum e de toți ceilalți patroni, de domnul Eftime, de la Botoșan, de patronul de la Steaua FCSB, de Mititelu, de Rotaru de la Craiova, Varga, de toți oamenii ăștia care dau niște bani, fie ei și împrumut la echipele de fotbal, trebuie ținuți în fenomen, pentru că și așa suntem vai de mama noastră de săraci în fenomenul fotbalistic și sunt foarte puțini oameni care acceptă să-și împrumute banii poate unei societăți de unde nu-i va mai putea recupera niciodată. Și vedeți cazuri că au fost și pe la Dinamo, patronul de la Botoșan spune că a pierdut bani în fotbal, Mititelu că a pierdut bani în fotbal, Mediaș un faliment, Clinceni un faliment, patronul de la Sepsi nu e patron, că acolo e guvernul, și așa mai departe. Adică oamenii ăștia trebuie, și aici mă refer și la nivel declarativ și la nivel de ceea ce scrie mass media, trebuie protejați un pic, nu știu dacă e cel mai bun termen, trebuie ținuți în fenomen, pentru că vin cu cașcaval mult. Și așa suntem săraci, vai de noi, și trebuie ținuți, nu luați la mișto, nu înjurați, nu bat jocoriți, pentru că oricând un om cu averea domnului Șucu, oricând spune un business îl poate închide, îl trece la pierderi, că mai are 5, 6, 7, 8 business-uri care îi generează bani, pune banii respectiv la pierderi și te-a lăsat cu mijlocul sezonului cu curul în baltă, cu bugetul descoperit, și te joci cu destinul unei echipe, a unor jucători, cu nervii unor suporteri și așa mai departe. Și atunci, băi, toți au interes în campionatul ăsta, toate echipele, pentru că poate omul ăsta bagă mâna la pușculiță. Bagă mâna la pușculiță, ceea ce se întâmplă cu patronul de la Steaua, de ani și ani de zile. Adică, bă, cumpără de milioane din România, din România, el cumpără numai din România, adică au fost ani întregi în care, datorită cheltuierilor făcute de patronul de la FCSB Steaua, unele cluburi au supraviețuit. Au avut să dea salarii, să plătească, să facă, și atunci, bă, păi haide să... Știu că nici oamenii ăștia nu sunt sfinți, cum de altfel niciunul dintre noi nu suntem, dar fiind expuși public, și sunt oameni care...
își permit financiar să zic ok, am pierdut, asta e afară, am ieșit din joc, am ieșit din business. Acum nici nu trebuie să li se caute între coarne, dar trebuie făcut în așa fel să fie păstrați în fenomenul fotbalistic, pentru că dacă se învâr banii de la unii la alții, nu că se învâr banii, că își dau bani împrumut unul altuia, datorită transferului, sumele de transfer rămân în România, celelalte cluburi care nu au obiectiv de a câștiga campionatul sau de a juca în cupele europene și permit să promoveze 2-3 tineri, din tânărul ăla, din aia 3 poate vinde unul, a luat 600, 800, 1 milion, dintre care mai bagă la Academie 200, 800 de mii e o parte importantă din buget pentru un club din provincie sau de pe lângă București care nu are sponsor și bani de la primărie. Și atunci, bă, mai trăiesc ăia și îi ținem banii respectivi sau patronii respectivi, țin în viață echipa respectivă. De-aia zic că, bă, câteodată, da, bine, da, e frumos fotbalul, că naște pasiune, naște discuții, contradictorii, certuri și așa mai departe, care nouă ca spectatori ne plac. Acum hai să nu ne facem că nu suntem la umbră și că ăsta să credem că ăsta din spate e un castan sau un, nu știu ce, un plob. Asta este realitatea și ar trebui să profităm un pic de ea. Pentru Rapid cred că este o lovitură. Cred că este o lovitură și ca imagine și financiară. Și dacă se concretizează proiectul, care este un proiect pe termen lung, cu investițiile care despre care se vorbește, cu bazele de pregătire deja cumpărate, deci da, Rapidul poate redeveni o forță în momentul de față, Rapidul poate deveni echipa aia importantă care a fost în epoca Copos, care iar la vremea respectivă nu avea notorietatea și nu avea banii domnului Șucu și a reușit să facă, să câștige echipa trofee, să câștige campionate. Asta cu câștigarea campionatului la anul, că văd că mai declară unii că gata, domne, cred că chiar Olacul de la Bălăcești a zis că la anul Rapidul se bate la campionat sau că ia campionatul. Eu cred că nu va putea lua Rapidul campionatul, pentru că mai trebuie făcut niște pași ca Rapidul să devină o echipă constantă, o echipă importantă și o echipă de top. Iar gândiți-vă că CFR Cluj are undeva un buget de peste 15 milioane de euro, la care Rapidul anul ăsta, chiar cu Dan Șucu, nu din motive de lipsă de bani, din motive de planificare, din motive de proiect, probabil nici nu o să se gândească să aibă 15 milioane. Și atunci, cred că Craiova lui Rotaru la fel se apropie de trece de 10 milioane. Sepsi, ați văzut și voi că am vorbit, sunt bani nerambursabili și destul de mulți. La Botoșani e sărăcie și mai pe foame, așa, dar la timp și profesioniști. La Farul lui Hagi la fel, bani mai puțin, dar corectitudine, profesionalism. Zic că e de urmărit. Eu nu cred asta și vă spun și de ce nu cred. Aștept și în jurăturile, să știți că la umbra aici și așteptăm verdictul de la Survivor, suport mai ușor și în jurăturile. Rapidul, să fim serioși, Rapidul nu este o echipă care are în ADN performanța. Rapidul nu are jucătorii lui CFR Cluj, care chiar dacă au venit ca niște anonimi, uitați, o să vă arăt, sper să vedeți și voi că astea sunt bărcile și ăsta e traseul pe unde cei care vă place Survivor-ul. Hai să ridic, s-a ridicat o balenuță și îi se văd bikinii. Uite bărcile alea, cred că le vedeți. E, aia e barca care, una dintre bărcile, care vine de la baracă. Uite, o să ridic, mamă, să plimbă frigiderul ăsta. A, o vedeți acum că trece aproape. De regulă nu trece așa de aproape. Asta este, aici este aici este traseul pe unde trec bărcile dinspre și înspre baracă, ca o paranteză. Așa, Rapidul, chiar dacă
va fi cu supărare, cu, se va lăsa cu ceva aprecieri și răspunsuri șmecherești, cum îi place domnului de la Bălăcești. Rapidul nu este o echipă care are performanța în ADN, care are niște jucători obișnuiți an de an să se bată la campionat. Rapidul a transferat niște jucători buni sau care au fost buni de divizia B, niște jucători normal de divizia A, din care s-a scos maximul. Că Rapidul nu a transferat lideri de la alte echipe, nu a transferat capitan de echipă din altă parte, nu a transferat jucători cu trofee câștigate în ultimii 3 ani. Iar până una alta, Rapidul este o echipă care în toată istoria ei a obținut doar 3 campionate. Iar unul l-a luat și când juca Roberniță, la ce atacant, ce meseriaș. Dacă îl vedeți, să-l salutați și din partea. Bă, bun era Pitică, era dat în meseriaș rău. Deci, cam astea sunt datele probleme. Eu nu cred că odată cu venirea domnului Șucu, chiar dacă vor fi bani, fie și mult mai mulți, se va schimba așa. De-aia și spune, probabil că e nevoie de un proiect pe termen lung, că în 3 ani cam sar. Toată lumea s-a aruncă acum să spună că vine anul centenarului. Da, dar de ce să sar niște pași, să cheltui niște bani, să-i faci greșit și să fie supărare și să fie scandaluri și să fie... Pentru că nu cred că Rapidul la anul, chiar dacă este centenarul, chiar dacă vor fi bani mulți, se va putea bate la campionat. Doamne ajută să fie așa și să-mi ziceți, bă, tâmpitule, ți-ai dat și tu cu părerea când te bătea soarele în cap și ai mâncat scoici și ai luat o rază. Dar eu nu cred, și datorită istoriei și de ceea ce v-am mai spus mai devreme. Acum să vedem, pentru că trebuie să fie schimbări la nivel de lot, atât în primul 11 și cât și în, la nivelul băncii de rezerve, cât și la nivelul jucătorilor care rămân în tribună. Suporterul rapidist și voi care mă urmăriți sunteți rapidiști, știți că cu cât merge echipa mai bine, cu atât este mai pretențios și nu acceptă eșecuri, înfrângeri și așa mai departe. Și atunci nu va fi ușor, dar vom vedea. Cert este că este o lovitură de imagine și financiară la care nu mă așteptam, chiar dacă au fost zvonuri și am crezut, dar mi-am dat seama că e ceva în momentul când l-am văzut meci de meci în tribună, inclusiv la inaugurare, inclusiv la meciurile care încă se jucau prin provincie sau pe Național Arena, și atunci chiar mi-am dat seama că este, va fi ceva. Și bine că s-a reușit acest ceva. Cam atât, ca să nu vă mai plictisesc, să nu mai amestecăm lucrurile, nu mai vorbim, că deja am vorbit puțin și despre Survivor, am vorbit și despre alte echipe, am vorbit și despre jurnalul de la Bălăcești. Atât, o să revin în zilele care urmează, că mai sunt lucruri de comentat, o să vorbim și despre Survivor, o să facem și un direct. Vedem și cine retrogradează din prima divizie, poate chiar de asta o să vorbim în următorul vlog, că se apropie meciurile de baraj în care echipele din divizia B au prima șansă. Și cam atât. Rămâneți oameni, nu vă mai uitați la mine că și așa sunt urât, o să întorc asta puțin ca să mai vedeți lucruri mai și sper să vedeți bine. Cam despre asta a fost vorba azi, prieteni. Rămâneți oameni și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. V-am pupat, toate cele bune, să aveți o zi bună!